Spuneam în video trecut că într-o relație păstrăm inconștient o distanță confortabilă între noi. Din dorința de a rămâne în acest spațiu, când bărbatul se retrage din diverse motive, femeia tinde să meargă după el, să ia inițiativa, să facă lucruri sau să îi pună multe întrebări pentru a înțelege ce se petrece, deoarece intră într-un fel de atac de panică atunci când distanța devine mai mare dintre cei doi parteneri de cuplu. Toate aceste acțiuni ale femeii îl blochează și mai mult pe bărbat, care avea nevoie doar de spațiu ca să rezolve una sau două probleme. Și acum are și mai multe probleme. Pentru a preveni o astfel de încurcătură, este important ca bărbatul să verbalizeze ce se întâmplă cu el. Și totuși, dacă el nu verbalizează, măcar femeia să observe că el vrea să se retragă și să acționeze diferit. Când bărbatul dă semne că are nevoie de spațiu, este sănătos să-i ofere acel spațiu, fără să pună întrebări, acordându-i încrederea că el știe pentru ce are nevoie de acel spațiu. Spunând ceva de genul: observ că se petrece ceva cu tine, sunt aici când o să dorești să împărtășești ce se petrece acolo, în interiorul tău. Știi că te susțin și sunt alături de tine și tot ce ai de făcut este să-mi ceri. Dacă bărbatul chiar o iubește, îi va povesti subiectul prin care a trecut, de cele mai multe ori după ce a soluționat problema. Sau dacă consideră că poate avea încredere în intuiția ei, uneori poate chiar îi cere ajutorul pe parcursul perioadei provocatoare, dacă nu se simte judecat sau presat. Tot ce are ea de făcut este să învețe să-și gestioneze anxietatea, ca să fie capabilă să rămână în starea inițială, iubitoare, cea în care era înainte de retragerea bărbatului. Este important ca ea să-și poată păstra poziția verticală sau chiar un pic relaxată, pentru ca el să aibă unde să se întoarcă. Rămânând curioasă legat de ce s-a petrecut și ce va face el, totuși fiind conștientă că fericirea ei nu depinde de asta. Până la urmă, ea își continuă viața cu preocupările sale zilnice, oferind spațiul necesar ca el să poată să se adune în liniște. Niciunui bărbat nu îi place să fie prins cu garda jos când se simte rău sau are prea multe probleme pe cap. Clar, ar ajuta dacă ar comunica cu femeia lui că are nevoie de spațiu pentru că trece printr-o perioadă provocatoare. Când el se întoarce, femeia nu îl ceartă sau nu caută să-i facă reproșuri ca să-l facă să se simtă prost, ci își păstrează curiozitatea legat de ce s-a petrecut cu el în toată această perioadă pentru care a avut nevoie să se retragă, arătându-i cât de dor i-a fost de el. El va vorbi singur când simte nevoia să o facă, de cele mai multe ori când și-a încheiat procesul interior sau s-au liniștit apele și nu mai este așa de stresat. Scrie-mi în comentarii dacă ai reușit să aplici ce am spus mai sus. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.